În fiecare an, în data de 13 septembrie, este aniversată Ziua Pompierilor din România. În acest an au fost sărbătoriți 176 de ani de la bătălia din dealul Spirii, când brav pompieri alături de militari din mai multe unități au încheiat victorioși prima bătălie din istoria modernă a țărilor române. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a organizat o serie de evenimente pentru marcarea Zilei Pompierilor. La activități au luat parte reprezentanți ai autorităților și administrației locale. Stimați invitați, se intonează imnul de stat al României. Este o onoare să mă aflu astăzi aici, la un asemenea ceas de sărbătoare. Nu am putut să-mi pregătesc discursul de astăzi doar în jurul bătăliei de la dealul Spirii, pentru că știm mult, cunoaștem și m-am gândit că ar fi bine să evocăm tot ceea ce s-a întâmplat, de unde a apărut, de unde a luat ființă și cum s-a ajuns astăzi aici cu ceea ce înseamnă pompieri. Încă din antichitate, cărmuitorii au identificat necesitatea existenței unui serviciu pus în slujba comunității care să oferească și să o protejeze de incendii. Așa cum vă puteți imagina, ele erau devastatoare pentru că avem de-a face cu construcții realizate din materiale ușor de incendiat. Pentru prima dată avem cunoștință despre un astfel de serviciu organizat în Egiptul Antic. În Europa, primele unități documentate în Roma și în alte peninsule și în alte orașe din peninsula Italică. Aici existau unități de pompieri, denumiți vigiles urbani, care erau dotate pe cheltuiala statului cu pompe manuale, găleți, topoare și catapulte. Sarcinile principale ale acestor unități erau legate de patrularea prin orașe pentru a supraveghea zonele cu potențial de risc și incendiu, dar și pentru a îndeplini activități de gardă civilă. A se vedea că încă de la început pompierii au fost legați de ceea ce înseamnă activități de supraveghere civilă. Împăratul Augustus este cel care organizează pe baze profesioniste acest serviciu. Înainte de acest moment este de consemnat că în Grecia, circa 300 de ani înainte, a fost inventat și utilizat în stingerea incendiilor de către unități de pompieri voluntari, fothia, pompa de apă, sistem acționat pneumatic. Pentru alte spații nu există dovezi clare sau mențiuni care să dovedească existența unui serviciu precum cele din Egipt, Grecia și Imperiul Roman, unde avem atestați la un moment dat un număr de 7190 de vigiles. Aceștia constituiau un corp de elită, organizat asemeni corpurilor de armată, în cohorte compuse din câte 560 de oameni, având atât personal activ cât și personal administrativ și, foarte interesant, instructori. Am onoarea să salut, stimați invitați, vă salut, stimați colegi. Mesajul Inspectorului General al IGSU cu ocazia Zilei Pompierilor din România, 13 septembrie 2024. Astăzi, 13 septembrie, sărbătorim Ziua Pompierilor din România, o zi cu o încărcătură istorică deosebită, care ne amintește de sacrificiul eroilor pompieri din dealul Spirii în anul 1848. Este ziua în care onorăm curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu al tuturor celor care, de-a lungul timpului, au apărat cu prețul vieții lor siguranța cetățenilor și a comunităților. În contextul tot mai variat și complex al misiunilor noastre, de la intervenții pentru stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, descarcerarea victimelor implicate în accidente, până la gestionarea situațiilor de urgență generate de calamități naturale, rolul fiecăruia dintre voi este vital. Prin misiunile îndeplinite cu succes, demonstrați că aveți nu doar abilitățile și pregătirea necesară pentru a face față celor mai dificile provocări, ci și o voință neclintită de a proteja și de a salva vieți și bunuri. Mă uitam în timpul evenimentului că pe toate aceste mașini scrie pompierii. Ce simplu ar fi fost ca activitatea acestui inspectorat
să fie limitată la activitatea specifică pompierilor. Dar, de fapt, activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență este atât de complexă, iar provocările sunt atât de neașteptate. Cine credea vreodată că pompierii vor gestiona pandemia de COVID și CJCCI va funcționa aici, în curtea aceasta. Și multe, 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 multe provocări. Cine credea că pompierii trebuie să salveze pisicile din fântână. Calitatea de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență este cea mai bine definită misiune, obligație, cel mai bine definit atribut pe care îl are prefectul prin codul administrativ și prin legislația secundară. Acțiunea integrată, nu numai cu structurile MAI, dar și cu structurile Ministerului Apărării Naționale din județul Buzău, a fost cheia acestor 3 ani de normalitate, de reacție rapidă, de stat, de guvern care a existat în județul Buzău pentru această perioadă. Depilarea este deschisă de către comanda inspectoratului, urmată de garda de onoare a unității, comandată de locotenent Ionica Dragoș. Primul pluton ținută de reprezentare este format din ofițeri de la comandamentul unității, comandat de domnul locotenent colonel Stoica Justin Costin. Al doilea pluton este format din suboficeri de la comandamentul unității, comandat de domnul capitan Socială Doru. Al treilea pluton, format din suboficeri și soldați din cadrul detașamentului de pompieri Buzău, este comandat de domnul capitan Cășaru Ionuț. Locul de depilare este încheiat de un pluton format din suboficeri și soldați din cadrul subunităților de intervenție, comandat de domnul sublocotenent Rătescu Andrei.